Bună ziua! Azi vom vorbi despre numerele iraționale și anume vă voi prezenta câteva exemple. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică pentru clasa 7-a. Mă numesc Pellegrini Lila și mă bucur că avem ocazia să lucrăm azi împreună. Prima dată să începem cu un exemplu de geometrie. În acest triunghi dreptunghic, isoscel, îi se dau că cele două catete au lungimea de 1 cm și se cere să calculăm ipotenuza. Desigur, vom executa calculele și vom folosi teorema lui Pitagora. Dacă scriem teorema lui Pitagora, observăm că AC pătrat ne dă 2, ceea ce înseamnă că ipotenuza este radical din 2. Centimetri. Ce fel de număr este acest radical din 2? Ceea ce este sigur că nu poate fi număr natural sau număr întreg, deoarece, dacă ne uităm, observăm că radical din 2 este un număr între 1 și 2. Nu este nici număr rațional, aici observați o demonstrație scurtă, pornim de la ideea pentru a arăta că radical din 2 e număr irațional, pornim de la ideea, presupunem că este un număr rațional și este o fracție ireductibilă, deci nu se mai poate simplifica, și prin demonstrație ajungem la o contradicție, pentru că o să ne dea că, de fapt, fracția ar trebui să fie simplificată cu 2. Am reușit să demonstrăm că radical din 2 nu este nici număr rațional. Să luăm acum un alt exemplu, fie triunghiul ACD de data asta, pe latura AC am mai construit o dreaptă, un segment perpendicular de lungimea de 1, deci în triunghiul ACD avem aceste dimensiuni și dorim să calculăm lungimea segmentului AD. Desigur, vom aplica în continuare teorema lui Pitagora în triunghiul ACD, și dacă facem calculele, vom obține că AD e radical din 3, un alt număr la fel de interesant ca și radical din 2. Am zis deja că radical din 2 nu este număr rațional, nici radical din 3 nu va fi. Vă invit acum să încercați să calculați cu telefoanele voastre sau un calculator de buzunar cât este valoarea, cât este radical din 2 și cât este radical din 3. O să vă dea cam aceste rezultate. Observați că fracțiile zecimale, cifrele zecimale, sunt infinite. Continuă cât loc aveți pe ecran. Aceste numere, care sunt fracții zecimale infinite, dar nu sunt periodice, sunt numere iraționale. Cum putem să reprezentăm numerele iraționale pe axă? Exact prin procedeul pe care l-am prezentat înainte. Construind de fiecare dată un nou triunghi dreptunghic, care are cateta ipotenuza triunghiului precedent și cealaltă catetă este 1, observați că obținem pe rând numerele radical din 2, radical din 3, radical din 4, radical din 5. Desigur, nu toate aceste numere sunt iraționale, pentru că, de exemplu, radical din 4, după cum știți, este 2, sau radical din 9, după cum știți, este 3. Dar mai avem și alte exemple de numere iraționale, nu numai acestea cu radical. De exemplu, ne putem construi o fracție zecimală infinită după regula 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, creștem întotdeauna numărul cifrelor de 1 și obținem o fracție zecimală infinită. Un alt exemplu este pur și simplu dacă după virgula zecimală scriem toate numerele în ordine de la 1 până la infinit, obținem tot o fracție zecimală infinită. Și un alt exemplu de număr rațional este numărul pi, despre care o să învățăm tot în clasa 7-a la capitolul cerc.
Avem aici un tabel în care avem pe fiecare coloană diferite numere. O să vă rog din coloana numere raționale să le alegeți pe acelea care sunt numerele raționale, respectiv din coloana numere iraționale să le selectăm pe cele care sunt iraționale. Primul număr este rațional și minus radical din 25 e rațional că e minus 5. Următorul desigur că e rațional. Minus 12 pe 13 e rațional. Și ultima fracție reprezintă un număr rațional. Să vedem numerele iraționale. Pe coloana cealaltă, minus radical din 20 e număr irațional și această fracție zecimală care reprezintă iarăși toate numerele scrise după virgulă în ordine crescătoare. Un alt exercițiu. Dacă ar fi să reprezentăm numerele raționale, să le punem într-o mulțime și numerele iraționale să le punem într-o altă mulțime, împreună cele două mulțimi formează o mulțime nouă, mulțimea numerelor reale. Și acum o să vă rog, pentru aceste numere care apar aici în prima coloană, să stabiliți dacă, de exemplu, numărul minus 5 este număr natural, dacă este număr întreg sau dacă este număr rațional. La fel o să vă rog să faceți pentru fiecare din aceste numere. În acest tabel, aceeași sarcină, tot despre numărul minus 5, dar de data asta trebuie să stabilim dacă este irațional sau real. Așa arată completat, deci minus 5 nu este număr natural, dar este întreg și rațional, 0 intră la toate trei categoriile, acest număr nu intră la nicio categorie pentru că este aceeași fracție zecimală infinită, neperiodică, 32 pe 5 e doar număr rațional, minus radical din 80 iarăși este un număr care nu se încadrează la niciuna din categoriile noastre. Dacă luăm al doilea tabel, absolut toate numerele care apar în acest tabel sunt numere reale, iraționale sunt doar două, radical din 68 și minus 3,12, 111222 și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!